Femeia în vârstă de 30 de ani, care aparținea cultului martorii lui Jehova, a decedat la spitalul județean din Baia Mare. Ea a fost grav accidentată în timp ce traversa bulevardul București pe zebră în urmă cu câteva zile. Impactul violent a aruncat-o câțiva metri. A fost transportată în comă la spital, unde medicii au intervenit chirurgical. A doua zi însă femeia de 30 de ani avea nevoie de transfuzie de sânge. Acest lucru a fost categoric refuzat de aparținătorii victimei, pe motiv că religia nu îi permite acest lucru. Medicii au încercat să o salveze, dar s-au declarat învinși. Ea a avut un politraumatism, a avut un traumatism cranian care a fost operat, a fost o ruptură de spină operată, a mai avut și alte fracturi, o anemie severă, deci toate aceste cauze au dus la decesul pacientei. Dacă ar fi fost transfuzată, probabil că șansele ei de supraviețuire ar fi fost mai mari. În satul natal al femeii, Mirășu Mare, oamenii au primit vestea morții șocați. A fost o fată bună, o fată credincioasă, o fată devotată familie, o fată devotată credinței ei și sufletului ei și a fost o fată bună și în simțurile ei. Polițiștii au schimbat încadrarea juridică a faptei în ceea ce îl privește pe băimăreanul care a fost la volanul autoturismului care a lovit-o pe femeie. Având în vedere faptul că victima accidentului rutier, care a avut loc în data de 28 septembrie pe raza municipiului Baia Mare, a decedat, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La finalizarea cercetărilor, în funcție și de concluziile medicului legist, se vor propune soluțiile legale corespunzătoare. Rezultatele necropsiei efectuate astăzi vor fi cunoscute mâine.